Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Ce ne jucăm noi azi? Fortnite pe mobil. Da, s-a lansat pe mobil. Este gratuit în App Store. Pe Android nu a ajuns deocamdată. Îl joc pe iPhone 7. E compatibil cu acest terminal. De fapt, merge de la iPhone SE în sus. Acesta este personajul meu. Mărturisesc că am mai jucat acest joc și pe PS4, unde și acolo e gratuit, cel puțin modul PvP. Avea și o campanie, dar costă bani. Fortnite Mobile vine în întâmpinarea lui PUBG Mobile, ca rival. Este tot un joc de tip Battle Royale. Acum căutăm un server în care să ne duelăm cu alți gameri. Matchmaking, joining servers, aici sunt controlele. Este un pic mai relativ butonul acela de tras, este practic oriunde în această zonă și marele plus față de PUBG este că putem face crafting ca în Minecraft. Hai să vedem care e treaba cu jocul ăsta Fortnite pe mobil. Mărturisesc că l-am jucat și nu sunt foarte impresionat pentru că am murit foarte rapid, nu prea am găsit arme și nu prea am găsit jucători. Ori am găsit prea rapid și m-au omorât ei, ori am avut ceva de mers până să-i găsesc. Și aici, ca și un PUBG și toate clonele, se restrânge spațiul de joc și vine furtuna. Dacă vă prinde afară din spațiu, e de rău. Ok, controlul e ceva de genul ăsta. Avem un thumbstick în partea stângă pentru a ne deplasa. Dacă apăsăm în această zonă, putem să lovim în dreapta și în stânga. Iar așa facem crafting, construim. Aici avem un zid, putem să construim și o scară și o piramidă chiar. Asta dacă avem materialele necesare, lemn, cărămidă, beton, altele de gen. Ok, văd că lumea se împușcă la greu. Aici suntem aruncați dintr-un autobuz dus de un balon, nu mai suntem aruncați dintr-un avion. Asta este harta, este foarte mare, este mai degrabă exotică, este un fel de junglă, are o secțiune cu zgrie nori și puteți lua orice obiect de acolo sau orice clădire, poartă, zid, toaletă, dați cu turnăcopul în ea și obțineți materiale pentru crafting. Sărim frumos de aici, facem niște skydiving. Ce nu-mi place e că telefonul vibrează foarte puternic în jocul ăsta și deși i-am dat deactivate la vibrații, va continua să vibreze. Hai să vedem unde mergem. Văd o clădire interesantă acolo, o măricică, pare să fie un fel de circ sau un restaurant. Văd că multă lume s-a dus acolo, atrasă de căpșunica aia deasupra. Să vedem cum facem să picăm pe un acoperiș. Ah, dar ce să vezi, mai sunt gamer pe acoperișul ăsta și se duelează la greu. Ok, am picat aici, am doar un târnăcop. Hai să vedem ce găsim în magazinul ăsta. Deschidem ușa și deja se trage mine. V-am zis, cum a început jocul, au început oamenii să și tragă. N-a apucat să iau nicio armă. Hop, am luat o armă și hai să vedem cine trăgea în mine, să ne răzbunăm. Ce n-am găsit în schimb sunt itemuri, poțiuni. Hopa, văd cineva în față. Ok, am tras ca nebunul, fără o țintă precisă. Cineva trage la greu din spate și a murit, m-a eliminat, Nick. V-am zis, în jocul ăsta se moare foarte rapid. Și faptul că este relativă zona de tras mă deranjează maxim. Adică apeși pe undeva pe aici, treaba asta e foarte relativă. Aș vrea un buton de tras. Posibil să se rezolve dacă umbli în setări. Eu sincer nu am găsit asta. Ok, este un joc de tip Battle Royale. Vedeți aici, trebuie să aruncați pe hartă, faceți crafting, luați arme noi și puternice. Mie mi se pare sub pe PUBG Mobile ca nivel de distracție. Aici avem deblocabilele. Aici avem personajul nostru, are un glider și are și un târnăcop. Aici putem cumpăra chestii, evident puteți să spargeți până la 499 de ron sau altele de gen. Veți cheltui bani sau nu. Sper că se păstrează achizițiile de pe PlayStation dacă faceți asta. Aici avem deblocabile, sezonul 3 și hai să ne jucăm în echipă. Puteți juca solo, duo sau squads. Am ales squads și hai să vedem. Poate de data asta o să ne ajute colegii de echipă să nu mai murim chiar în halul ăla de jenant. Sunt la mobilisimo.ro, ne jucăm Fortnite pe mobil. După ce am fost printre primii care au jucat PUBG, știți, varianta e veche în chineză, acum suntem primii din România, zic eu, care joacă Fortnite pe mobil. Fac și review în limba română, ne jucăm pe iPhone 7 și ca atare va rula fără probleme pe iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone SE și iPhone 10, evident. La tablete, cred că trebuie să ai de la iPad Air 2 în sus, poate chiar mai bine de atât, un iPad Pro. A început încă o rundă, sper să nu mai fim la fel de jenanțe de această dată.
Grafica nu arată rău, este mai cartoonish decât la PUBG Mobile, este în gen Team Fortress, Blitz Brigade, Respawnables, nu se ia în serios deloc, fizica este ridicolă, armele sunt absurde, lasere, rachete, alte nebunii. PUBG vrea să aibă fizică, vrea să aibă arme realiste, vrea să aibă sunete luate în realitate pentru arme, acest joc nu vrea nimic, vrea doar să fie distractiv, să aducă și crafting-ul în ecuație. Mi se pare amuzant că atunci când cineva construiește ceva, tu poți să distrugi și o să cadă persoana aia de acolo, vedeți? A rămas fără bucata aia de scară. Oamenii ăștia își exersează armele acum. E degeaba că tot pornim la drum fără armă, din câte știu eu. Hai să vedem unde sărim acum. Toate dățile când am jucat acest joc, cred că am vreo 10 sesiuni până acum. E bine, niciodată nu s-a nimerit să fiu și eu liniștit la punctul de drop-off. Să cad undeva liniștit unde să-mi iau item-uri. Nu, nici gând. Mereu era plin de gameri. Se mișcă foarte rapid oamenii pe hartă. Hai să vedem dacă avem noroc de această dată. E o insulă aici undeva pe care am ajuns la un moment dat. Ok, este o insulă în mijlocul lacului și speram să fie bunătăți acolo, dar n-am găsit chiar nimic. Poate de data asta. Ia să vedem cum picăm noi acolo, frumos de tot. Sper să nu mai aibă nimeni ideea asta, pentru că ghiși ce, mi s-a întâmplat treaba asta chiar și când m-am dus pe insula asta, cu mansionul ăsta. Ia să vedem. Cineva mi-a recomandat, du-te pe acoperișul unei case și în loc să te duci pe jos, coboară spărgând casa cu trenocopul. Asta ar fi o strategie bună. Ok, aparent este un cufăr lângă mine, văd un indicator. Am luat lemn, cu lemnul ăsta pot să fac crafting. Hopa! Văd un cufăr. Hai să vedem cum îl deschidem. Oh, da! Arme mai de Doamne ajută și o poțiune. Ei, hai că începe să arate bine treaba. Am aici un sniper. Ce mai am aici în față? Un cufăr. Wow. Revenim la asta. Bine că suntem singuri pe insula asta. Ce frumos. Am și vedere în zare, deci la o adică pot să țintesc ca lumea. Hai să vedem. Facem niște sniping. Se va micșora ochiul furtunii, deci trebuie să fim în grafic. Și, din păcate, nu suntem unde trebuie. Trebuie să ajungem undeva pe aici. Ce păcat că suntem atât de aproape, în același timp atât de departe de unde ar trebui să fim. Ok, deci trebuie să o luăm drept înainte. Hai să vedem cum ieșim din hartă. Este o barcă acolo. Ia să vedem. Hop! Oh, nu pot să cred că damage am luat foarte mult. Am băut o poțiune, am revenit aproape deloc și uite așa, cu o armă bună și cu viața iurea, am pornit la drum. Am crezut că e apă un pic mai adâncă, de ce am sărit așa. N-am avut noroc deloc. Pot doar să sper că mai găsesc o poțiune și că fac niște sniping eficient, altfel nu o să iasă bine deloc. Suntem la răsărit, cred. Și mă voi uita mai devreme că tot am dat de gameri. Aveți două aspecte aici sus, vedeți? Unul este viață și unul este scut. Deci măcar atâta lucru avem în acest moment. Văd că viața nu se reface automat. N-ar fi stricat, dar na, era prea nerfuit jocul. Cred că o să mă urc în acel turn și o să trag cu sniperul în oamenii care vin. Asta e problema cu sniperul. De aproape, nu prea bun. Vine cineva cu shotgun-ul, te-a făcut praf. Cred că știu fortul ăsta. În fortul ăsta, ca să ajungi sus la bunătăți, trebuie să construiești scări. Ceea ce o să și încerc să fac acum, între timp, niște arme. E? Așa mai vii de acasă. Ok, să facem crafting. Construim și noi o scară. Ok, foarte frumos. Am urcat aici. Și acum o să dăm cu târnăcopul. Luând lemn. Iar aici sus ne așteaptă un revolver. Ce ne mai așteaptă aici? O cutie pe care o să spargem. Nimic interesant. Ce e în cutia asta? Ce e aia? Praștie? În fine, m-aș mulțumi mai degrabă cu un pick-up de viață. Wow, încă o armă. Nu pot să cred câte arme am. Și totuși nimic de extra viață. Nu găsesc. O poțiune. Ce e aici? Ia să vedem. Gloanțe.
La un moment dat poți să creezi în jurul tău o clădire care să te apere. Hop. Ok, nu știu ce sunt astea. Cred că sunt niște bandaje. O, da, am luat extra viață. În sfârșit, încep să meargă treburile. Ok, mi-a mai venit inima la loc. Ieșim de aici. Este o zonă foarte frecventată. Am tot văzut gamer care au umblat pe aici în precedentele mele sesiuni. Și începem să căutăm acum pe harta asta. Wow, au rămas doar 53 de oameni. Se micșorează ochiul furtunii în curând. Și nu văd pe nimeni. Cineva a tras la un moment dat în mine cu o rachetă foarte puternică, a bubuit tot în jur, deci atenție mare. Ce armă avem aici? Nu știu ce. A, pare să fie un fel de shotgun. Naia, o prefer pe aia. Oh, oh my god. Ce vă spuneam de oamenii care trag cu arme foarte puternice? Cineva aleargă spre mine? Abitir, sunt doi chiar. Nu pot să cred că nu iau aproape deloc din viață. Și între timp un al treilea trage în mine de mama focului. Cred că a murit. Ah, Mr. Fulfi, care vrea să fie Mr. Fluffy, doar că nu i-a ieșit scrisul, m-a omorât. Și mi-a luat tot ce aveam bun la mine. Cred că am folosit un shotgun, ce de la distanță e aproape o crimă. Păcat. Ăsta este Fortnite, l-am jucat pe mobil și măcar am apucat să facem crafting, să luăm niște item-uri, niște obiecte. Nu o să dau o notă pentru că mai trebuie jucat la greu. Eu zic că este super OBG Mobile pentru că prea ușor să mori, nu prea ai timp să faci crafting ca lumea, că de mereu stresa că vin peste tine. Grafica este cam cartuniș, fizica ridicolă. Dacă v-a plăcut Team Fortress, este joc pentru voi. Înțeleg de ce poate fi atractiv, pentru că are și crafting și generația Minecraft e disperată, dar nu prea e pe gustul meu. Așa că o să-l mai joc, poate începe să-mi placă mai mult. Omul ăsta folosește sniperul meu și cam atât la mobilisimo.ro. Acesta este Fortnite pe mobil. Merge de la iPhone SE în sus și deocamdată doar pe iOS. Pe Android vine peste câteva luni. La revedere!